Guvernul tehnocrat al premierului Dacian Cioloș se pare a fi confruntat în ultima vreme cu o serie de nemulțumiri ale diverselor categorii sociale care protestează față de modul în care acesta gestionează problemele existente în diverse domenii de activitate. A venit rândul medicilor să intre de luni 21 martie în grevă japoneză. O parte a sindicaliștilor din sănătate programează proteste pentru săptămâna viitoare. Este vorba de Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România și Federația Sindicală Hipocrat, care reprezintă cam 7.000 de salariați din sistemul sanitar, fiind vorba de cadre cu studii superioare. Și s-a decis ca începând de luni, 21 martie, să se declanșeze grevă japoneză. Fiind incluși aici medicii, cadrele medicale superioare care sunt înscrise și fac parte din aceste sindicate superioare. Medicii romașcani care vor intra și ei în grevă japoneză vor purta în piepte cusoane care anunță forma de protest la care vor adera oamenii halate albe. Și Spitalul Municipal de Urgență Roman, având acest sindicat pe care îl reprezint, este vorba de Sindicatul Medicilor și a cadrelor superioare din Roman, va intra în această grevă japoneză. Ce înțelegem prin grevă japoneză? Toți colegii mei vor purta în timpul consultațiilor acest ecuson anexat la buzunarul din stânga al halatului. Este vorba de greva japoneză pe care o începem luni dimineață la ora 8 și care va continua pe parcursul întregii săptămâni următoare. În toată această perioadă, activitatea medicală se va desfășura în mod absolut normal, toți pacienții vor beneficia de consultații și același regim de activitate, iar medicii vor fi prezenți tot timpul la servici, în timpul afectat serviciului. Medicii au o serie de revendicări legate în special de timpul de lucru, depășit cu mult din cauza exodului de doctori care au plecat la muncă în străinătate. În această săptămână, care se încheie astăzi, reprezentanții Camerii Federative a Sindicatelor Medicilor din România și a Federației Sindicale Hipocrat s-au întâlnit cu Ministrul Sănătății, cu Ministrul Muncii, tocmai pentru a pune în ordine o serie de revendicări ale medicilor care lucrează în sistemul sanitar românesc. Aceste revendicări ar fi următoarele. În primul rând, respectarea normei de muncă și a timpului de muncă și de repaus. Vreau să spun că prin plecarea cadrelor în străinătate, colegii care au rămas sunt nevoiți să desfășoare o activitate mult mai intensă, cu un număr mult mai mare de pacienți decât este norma unui medic, de multe ori rămânând peste program, fapt care este constatat de conducerea unităților, dar care nu este plătit pe măsură. Alte revendicări majore ale medicilor sunt legate de acordarea de sporuri pentru disciplinele medicale cu risc de îmbolnăvire a cadrelor medicale. Se solicită gratuitate la acordarea serviciilor medicale pentru personalul angajat în sistem. De asemenea, se luptă pentru aplicarea prevederilor legii 284 din 2010 privind salarizarea unitară, având ca salar de referință salarul minim pe economie de 1.250 de lei. Medicii pneumologi și personalul medical din aceste secții, de exemplu, sunt extrem de expuși riscului îmbolnăvirii de TBC. Se solicită mărirea acestui punct, valoarea lui datorită cantității de muncă mult mai mare pe care o desfășurăm în momentul de față. Vreau să vă spun că despre această grevă se vorbește, s-a vorbit toată săptămâna, pregătirea ei deja a început. De asemenea, sunt semnale de la Timișoara, Prahova, Constanța, Buzău și nu în ultimul rând Romanul, care va intra în această grevă japoneză și va persista toată săptămâna următoare. Greva japoneză, ce se va derula pe parcursul întregii săptămâni, se desfășoară în timp ce la București reprezentanții sindicatelor medicilor negociază cu responsabili din Ministerul Sănătății. Măsurile de protest ulterioare vor fi luate de medicii sindicaliști în funcție de rezultatele acestor negocieri. Se atrage atenția pacienților că actul medical se va desfășura pe întreg parcursul acestor negocieri, în program absolut normal.